Vă invit să deschidem în Matei, capitolul 27. Și vă invit să faceți un exercițiu pe măsură ce lecturăm aceste câteva versete, să identificați în toate aceste versete elemente pe care le-am regăsit în Psalmul 22. Să vedem cât de mult din Psalmul 22 este pus în scenă, în capitolul 27 din Matei, începând cu versetul 26. Atunci Pilat le-a slobozit pe Barava, iar pe Isus, după ce a pus-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului i-au dus pe Isus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împlătit o cu lună de spin pe care i-au pus-o pe cap. I-au dat o trestie în mâna dreaptă, apoi îngenuncheau înaintea lor. Lui își băteau joc de el și ziceau, plecăciune împăratul iudeilor. Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut joc astfel de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau din cetate, au întâlnit pe un om din cerere numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Isus. Când au auzit că au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei și trăgând la sorți pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice și au împărțit hainele mele între ei și pentru că mașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut și îl păzeau. Și au scris deasupra capului această vină, acesta este Isus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tălhari, unul la dreapta și celălalt la stânga. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, tu care strici templul și zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturare și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau, pe alții am mântuit, dar pe sine nu se poate mântui. Dacă este El împăratul lui Israel, să se coboare de pe cruce și vom crede în El. S-a încrezut în Dumnezeu, să-L scape acum Dumnezeu dacă îl iubește. Că ce a zis? Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu El, îi aruncau aceleași cuvinte de ocară. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea, s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al naulea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabactani. Adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis, strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat, a luat un buret, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o treste și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată, perdeau din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat și au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Suntem la finalul lucrării Domnului nostru Isus Hristos. În capitolele 26 și 27 ne este, prezentată, ne este prezentat finalul lucrării pământești a Fiului lui Dumnezeu care a coborât printre noi. Și acest final al lucrării conține două categorii de evenimente. În partea stângă am trecut evenimentele foarte frumoase, foarte emoționante, evenimentele în mijlocul cărora Mântuitorul s-a simțit mângâiat, iubit, încurajat. Dacă el a spus că peste tot unde va fi propovăduită Evanghelia, să fie amintită această femeie, vreau să o amintesc și eu în această dimineață. Maria și cu vasul ei de alabastru, cu o săptămână înainte de crucificare, se apropie de Domnul Hristos și unge tot Trupul, Mateia, acest moment și îl la finalul lucrării Mântuitorului, pentru că lucrarea lui a început cu o foarte mare mângâiere din partea unei femei. Cât de frumos sunt înălțate femeile în aceste trei capitole: 26 până la 28, Maria și vasul de alabastru. După care Domnul Hristos așează la masă cu prietenii lui, cu ucenicii lui cu cei care au stat împreună cu el în toate încercările lui și are loc acel moment atât de frumos al așezării noului legământ pe temelia Paștelui. Și el este preocupat pentru cei 12 până la capăt. Este un verset în capitolul 26 care mi-a stârnit foarte mult emoțiile. Au cântat cântarea. Imaginați-vă cât de frumos a fost acolo sus. Au stat toți la o nu știu exact ce voce aveau, și au stat și au cântat, probabil, cum am cântat și noi toți în cor, sub crucea ta. Au cântat psalmi, au cântat într-o atmosferă cerească și nu mai puteau să se despartă unul de celălalt. Dar imediat după aceea, după acest moment atât de frumos, urmează ghețimani. Urmează trădarea lui Petru și lepădarea, lui Iuda și lepădarea lui Petru. Urmează procesul în două acte, acea mare nedreptate care ne-a fost prezentată săptămâna trecută, culminând cu cel mai urât și cel mai frumos moment al veșniciei, crucificarea. Cel mai urât și cel mai frumos moment al veșniciei. Crucificarea fiului lui David așezată aproape în fiecare evanghelie, așezată în toate evangheliile, dar fiecare surprinde elemente diferite în conformitate cu scopul evangheliei. În toate evangheliile Mântuitorul nostru este prezentat în primul rând ca fiul lui David, împăratul cel care cel pentru care a fost rostit psalmul 22, împăratul cu îmare, care nu doar a scris o poezie asemenea lui David, David n-a trăit mare lucruri din ce a fost în psalmul 22, el doar și-a folosit darul lui de poet, a Duhului Dumnezeu l-a insuflat, a așezat în versuri superbe, el a fost împăratul poet, dar împăratul care a împlinit psalmul 22 este Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Uitați-vă numai la aceste elemente, haină asta cu una de spin, trestie în mâna dreaptă, în genunchea înaintea lui. Când vă uitați la aceste elemente, spre ce imagine? La ce imagine vă gândiți? Este un împărat. Dar nu este un împărat adorat, un împărat în fața căruia toți se proșterneau și îl lăudau pentru că el merită slava, ci era un împărat înjosit, ei au luat în ultimul moment dreavolul, s-a uitat cum uh, vor să-l prezinte scripturile pe Mântuitorul nostru, împăratul lui Israel. Vreți un împărat? Și prin răutatea oamenilor din jurul lui încearcă să creeze o imagine distorsionată, o imagine josnică, să-l transforme pe împăratul împăratului, împăratul împăraților în cel mai urât împărat, o haină stacojie, o cunună de spini, o trestie în loc de sceptru. Este o imagine a unui împărat batjocorit, înjosit, un împărat pe, în fața căruia toți își băteau joc. Asta au văzut oamenii. Acesta este Isus, împăratul iudeilor. Și Mel Gibson, cred că a creat o imagine palidă. Gândiți-vă, toți care se uitau, își întorceau fața, nu se putea uita. Era ceva înjositor, ceva de disprețuit, ceva îngrozitor. Asta a făcut diavolul la finalul lucrării Domnului Iisus Hristos. A luat imaginea frumoasă a împăratului lui Israel și o transformă în ceva hidos, în ceva josnic, ceva în fața căruia toți se întoarcă capul. Crucificarea fiului lui David, dacă ați fost atenți la fiecare element din capitolul 27, este, am numit-o eu, punerea în scenă a psalmului 22. Și m-am gândit săptămânile acestea, oare cât de bine cunoșteam Mântuitorul nostru psalmul 22. Mustea Scriptură. Imaginați-vă că a început din copilărie să-l citească. El era conștient despre sine, știa cine este, știa ce avea să facă. Imaginați-vă cum citea Psalmul 22 când ajungea în dreptul lui. Momentul în care ai în fața ta un final crunt și știi despre ce este vorba, de câte ori oare stai și te gândești la el? Nimeni nu ar vrea să-și cunoască finalul dacă știe că va fi ceva îngrozitor. Prefer să te ia prin surprindere ca să nu te gândești, să nu te toropească prea mult în interiorul tău, să nu te zdrobească. Dar Mântuitorul citea Psalmul 22, știa că împăratul despre care vorbește Psalmul 22, el este. Și cred că l-a citit cu bucurie, și cu lacrimi de fiecare dată și tot timpul când îl citea își reîntărea decizia de a merge până la capăt. Și ce voi spune? Depărtează de mine? Dar tocmai pentru aceasta am venit. Și când spunea tocmai pentru aceasta am venit, în mintea lui străluceau Isaia 53, Psalmul 22, Psalmul 16, toate pasajele vechi testamentare care descriu la oaltă imaginea crucii. Tocmai pentru aceasta am venit. Acum uitați-vă în pasaj, este un element Interesant. Domnul Iisus Hristos, ca unul care era conștient de psalmul 22, n-a vrut să bea vin cu fiere. Nu mă pricep la acesta, am citit și eu, am înțeles că această băutură ar fi alinat din durere, ar fi diminuat, i-ar fi produs o stare de moleșeală, astfel încât toate suferințele să nu fie simțite în plinătatea lor. Ce face Domnul Hristos? El nu doar că umblă falnic spre împlinirea Psalmului 22, dar el când este pe cruce, el vrea ca niciun moment, niciun detaliu din Psalm să-i scape. Imaginați-vă să fii inconștient, să fii într o stare de euforie, îți scapă una alta. El a dorit, el s-a dat pe mâna noastră de bunăvoie, a știut tot ce îi vom face și a ales să fie conștient de fiecare scuipat, de fiecare lovitură, de fiecare jignire. A ales de bunăvoie să nu diminueze nimic din înjosire, din suferință, din bat jocuri a dorit să rămână un actor conștient pe cruce și toate detaliile Psalmului 22 să le trăiască exact așa cum au fost pregătite de Tatăl, de Bunului Tată din ceruri. Împăratul s-a dat pe mâna noastră, a ales să fie conștient de fiecare scuipat, fiecare lovitură, fiecare jignire. și își băteau joc de el tâlharii își băteau joc de el. Preoții și cărturarii își băteau joc de el. Trecătorii își băteau joc de el. Light motivul capitolului 27 este această expresie care se repetă obositor. Își băteau joc de el. Își băteau joc de el. Își băteau joc de el. Ați fost vădată ținta bat jocurilor celor din jur? Da, dar nu pentru lucruri pe care le-ați făcut greșit, pentru lucruri pe care, pentru care nu meritați nimic. Ați văzut pe cineva bat jocorit? N-am prea fost bat în viața asta, dar am fost martor la cei bat și mi se. În... Și când ți se pare, cum trăiești aceste bagiocuri, dar bunul nostru împărat, care nu merita nimic, uitați-vă la toate grupările celor care bagiocoreau. Ostașii erau obișnuiți cu asta. Preoții și cărturarii i-am văzut în totalitate împietriți și nu te aștepți la nimic de la ei. Dar tâlharii, la rândul lor aveau cuie în mâini, n-aveau altceva ce să facă Atât de mare era puterea întunericului, încât dorea să stârnească orice ființă din jurul crucii, chiar și cei care nu aveau un interes direct, chiar și cei care erau în aceeași oală cu Mântuitorul nostru. Cel rău a stârnit jocoră în fiecare inimă din jurul Mântuitorului nostru. Tâlharii își băteau joc de el, trecătorii, cei care n-aveau nicio treabă cu ce se întâmplă acolo, erau probabil în drum de la piață spre casă și au văzut crucea. Și ce să faci când vezi crucea? În loc să stârnești mil în sufletul tău, bat jocoră după bat jocoră, bat jocoră după bat jocoră, niciun moment de milă pentru bunul nostru împărat. Dar toate suferințele lui nu au nu au fost limitate de batjocură, de înjosire, de surița care i-a străpuns coasta, de mâinile așezate pe cruce, de, ați văzut în psalmul 22, era contor, era, nu contor, era întins la maxim, toate oasele putea să și le numere. Toate oasele putea să și le numere. Dincolo de toate aceste suferințe, uitați-vă ce se întâmplă în momentul crucificării întuneric de trei ceasuri peste toată țara și Dionisia Eropagitul spune că peste tot pământul el depune mărturie pentru acest lucru. Mai mult, Domnul nostru strigă Eli Eli Lama Sabactani. Ce s-a întâmplat în aceste trei ceasuri? Vedeți că ne gândim la Curcea Mântuitorului, lucrurile care ne sar în, în, ochi, în primul rând și lucrurile la care ne focalizăm sunt suferințele fizice, bat jocurile, înjosirile și toate aceste elemente ale suferinței cu care putem să empatizăm. Dar aceste două elemente, întunericul de trei ceasuri peste toată țara și Eli, Eli, Lama Sabactani arată spre o altă suferință care este mult mai mare decât toate suferințele care ne-au îngrozit Până acum, împăratul s-a făcut păcat și a rămas singur părăsit, inclusiv de tatăl său, pentru prima dată și singura dată în veșnicie. Cum când vorbim de separarea între tatăl și fiul, nu pot spune că înțeleg mare lucru, dar știu când plec de acasă și nu stau cu otilica o zi, două, după trei zile, dar știu că Mă întorc înapoi. Ce este o despărțire pentru un scop benefic, pentru familie, probabil. Dar, de data aceasta, fiul era contopit cu toate păcatele noastre. Iar ceea ce se întâmplă. În cele trei ceasuri pe cruce nu are nimic de-a face cu despărțirile între noi și ființele noastre dragi. Nu este nimic, ci acea ființă dragă care era tatăl, nu doar că s-a despărțit de el, ci și-a întors fața de la el și toată mânia și toată pedeapsa lui și toată judecata lui veșnică s-a revărsat asupra celui pe care îl iubea. Cine este acesta care vine din Dom, din boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel care a făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Dar pentru ce sunt roșii hainele și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc? Călcarea în teasc este o imagine pentru judecata lui Dumnezeu în Scripturile Vechiului Testament. Eu singur am călcat în teasc. Și aici se deschirea celor trei ceasuri de pe cruce. Eu singur am călcat în tească și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit astfel în urgia mea, așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-a mânjit toate hainele mele cu el. Dragii cum înțelegem aceasta? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. Și totuși pe aceștia care nu erau cu mine, i-am călcat în picioare în mânia mea. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărației mei. Mă uitam în prejur și nu era nimeni să mă ajute și mă îngrozeam. Nu era cine să mă sprijine. Atunci brațul meu mi-a fost într-ajutor și urgia mea m-a sprijinit. Am călcat astfel în picioare popoare în mânia mea. Le-am îmbătat în urgia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Imaginea aproape identică cu Apocalipsa 19, cu judecata viitoare, în cele trei ceasuri când a strigat El, El la masa Bactani, în cele trei ceasuri când tot pământul s-a întunecat, asupra Fiului s-a revărsat toată judecata viitoare care ne îngrozește pe noi din Apocalipsa capitolul 19. Acolo pe cruce, în trupul său pe lemn, tatăl și fiul, sau fiul și tatăl, sau fiul sau tatăl, nu știu exact cine, a călcat în teasc și a zdrobit pe toate neamurile. Și totuși era singur, pentru că toată zdrobirea o suporta el. Astfel explicăm groaza din teasc a celui ce călca în teasc. Dumnezeu, judecătorul, călca în teasc, pe Dumnezeu una cu păcatul. Dragii mei, rostim, dar nu știu cât putem înțelege din toate aceste taine. De aceea s-a făcut întuneric peste tot pământul, pentru că, într-adevăr, în acele trei ceasuri, Dumnezeu a murit. Dumnezeu a murit. Isus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și în alte Evanghelie spunem, a rostit înainte de Duhul, s-a isprăvit. Crucea Domnului Isus Hristos este imaginea pe care o povestim și în fața căreia revenim de cele mai multe ori. Și în momentul în care tot stai în fața unei imagini, noi nu putem să vedem cu aceeași bucurie un lucru la nesfârșit. Își pierde din frumusețea inițială și se demonetizează, se devalorizează. M-am obișnuit, obișnuit, Domnul Iisus a murit și a înviat. Uitați-vă ce spune Sfântul Apostol Pavel despre crucea Mântuitorului nostru, despre acest tablou atât de frumos că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită, căci n-am avut în gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Foarte interesant. Eu aș fi spus pe Iisus Hristos și pe El înviat. Și pe El așezat în slavă. Dar Pavel se duce în momentul răstignirii, acest tablou care s-a demonetizat în mintea noastră, și spune: Nu vreau să știu altceva în mijlocul vostru decât pe Isus Hristos și pe El. Răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cu tremur. Și învățătura și propăduirea mea nu stătea în vorbire înduplăcătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuși, ceea ce propovăduim noi pentru cei de dețăvârși, săvârșiți? Este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră, mai înainte de veci, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Și acum am impresia că Pavel rupe șirul ideilor și începe să-ți vorbească despre altceva. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. Când citești versetul ăsta, la ce te gândești, dragoș? La viitor? Oare cum va fi în viitor? Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit în viitor pentru noi, la care urechea nu a ajuns, ochiul nu s-a suit, străzi de aur, tot felul de bucurii. Dar Pavel, acest citat, îl pune în dreptul crucii Mântuitorului nostru. Lucrurile pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, sunt lucrurile în jurul crucii Mântuitorului nostru. Uitați-vă în versetul 10. Nouă însă Dumnezeu, nu ne le va descoperi, ni le-a descoperit prin Duhul, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În toată veșnicia, Dumnezeu nu are nimic mai mult de oferit decât crucea Mântuitorului nostru. Aceste lucruri frumoase, prorocite în Isaia, au fost împlinite la crucea Mântuitorului nostru. Ele sunt lucrurile la care ochiul Urechea și mintea omului nu au acces și sunt taina lui Dumnezeu, ținută ascunsă din veacuri. Ce așteptăm în veșnicie? Străzi de aur? Dragii mei, în veșnicie, vom primi deslușirea tainei Crucii Mântuitorului nostru. În jurul Crucii are loc trecutul veșniciei, prezentul veșniciei și viitorul veșniciei. Dumnezeu nu are nimic mai mult de oferit decât tot ceea ce a dat la Golgota. De ce crucificarea Domnului Isus Hristos este cel mai important moment al veșniciei? Nu mi-a de ani, nu veșnicia viitoare, nu revederea noastră cu El, ci cel mai important moment al veșniciei. Dacă în ceruri Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ar face om... Uh, cum se numește? O ordine a importanței momentelor veșniciei. Crucea ar fi pe primul loc. Cel mai important moment care s-a întâmplat sau care se va fi întâmplat vreodată este tot ceea ce s-a întâmplat în jurul Celui care a fost atârnat pe lemn. Simțiți diferența între cum este ea în mintea noastră și cum este ea în scriptură? M-am obișnuit cu ea. Domnul Hristos a murit, a înviat, iau și cina în grabă, vorbesc despre El și totuși Pavel și toți autorii Vechiului și Noului Testament vorbesc despre crucea Domnului Isus Hristos ca despre o taină în fața căreia trebuie să stai continuu, să te bucuri de ea pentru că este tot ce are Tatăl să ne ofere. De ce crucificarea Domnului Isus este cel mai important moment al veșniciei? Matei explică când Mântuitorul spune, s-a isprăvit. După ce Matei spune, și-a dat Duhul. Urmează acest îndată. L-ați observat? „În Îndată. Ce s-a întâmplat îndată? Sunt trei lucruri extraordinare care se întâmplă îndată. Îndată perdeau din templu, s-a rupt de sus până jos. Îndată Sfinții au înviat. Îndată Sutașul și ceilalți au zis. Cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Acum acest detaliu legat de perdeau dinăuntru templului, îl poți înțelege sau poți începe să-l înțelegi dacă cunoști un pic cam ce reprezenta ea și cam cum arăta această perdea dinăuntru templului. Și am adus un citat în fața dumneavoastră, este din Exod, capitolul 26. Moi se primește chipul cortului de pe munte, și în Exod 26 este imaginea perdelei care avea să se rupă în Matei 27. Cortul să-l faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Să faci apoi o perdea albastră, purpurie și cărămizie. Purpurie și cărămizie mi-au atras atenția. imaginea de roșu. O perdea albastră, purpurie și cărămizie și de ei subțire răsucit. Să fie lucrată cu măiestrie, să aibă pe ea ce să aibă pe ea? Heruvim. Să atârn perdeaua de copci în dosul perdelei, să vâri chivotul mărturiei. Perdeaua să facă despărțirea dintre locul sfânt și locul preasfânt. În locul preasfânt intra doar marele preot o singură dată pe an, de Iom Kipur, cu sângele adus pentru el, nu cu sângele lui, cu sângele adus pentru el, cu toate păcatele cu care era simbolic încărcat de pe țapul pentru Domnul sau țapul lui Azazel. Dar perdea ce imagine trebuia să fie pentru tot Israelul? Când te uitai la perdea, ce trebuia să-ți sară în minte? Păi foarte simplu, în minte trebuia să-ți sară Geneza capitolul 3. Pentru că în Geneza capitolul 3, Moise scrie așa, Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul, să-l împiedicăm de acum, ca nu care cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, din chivot, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu i-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului și a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții, ca să păzească drumul dintre om și Dumnezeu. Și când moi se primește imaginea perdelei, o așează acolo și tot poporul trebuia să priceapă. Nu avem drept la pomul vieții, nu avem drept la chivotul, nu ne putem apropia de Dumnezeu, trebuie să murim în păcatele noastre, trebuie să ajungem în iad. Pentru că heruvimii stau între noi și Dumnezeu. Îndată. Perdea asta rupt. Heruvimii au fost fugăriți. Și drumul către Tatăl s-a deschis pentru fiecare dintre noi. De aceea, pentru Pavel, crucea Mântuitorului este cel mai important moment al veșnicii. în acel moment, când a spus să i sprăvit, când și-a dat Duhul, Geneza 3 a fost desfințată. Îndată perdeaua s-a rupt. Îndată învierea este posibilă pentru toți oamenii de pe fața Pământului și îndată orice sutaș, oricare dintre neamuri, oricare dintre evrei, orice om de pe fața Pământului poate rosti cu toată bucuria. Acesta este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și mă pot bucura de El nemijlocit pentru vecii vecilor. Dragii mei, crucea Mântuitorului nostru este tot ce a putut să ne ofere Dumnezeu. Dacă așteptăm alte lucruri, înseamnă că ceva ne scapă din cruce. Sunt deschiși la alte lucruri, dar sunt detalii, sunt lucruri care pălesc Vom vedea ce vor fi. Va fi miadeană, va fi, nici nu mă interesează. Atâta vreme cât am parte de crucea Mântuitorului și tot ce a oferit El la prima Lui venire. Sunt cel mai bogat, sunt cel mai împlinit, nu mai am nevoie de nimic. Toate celelalte lucruri sunt secundare pentru că Duhul mi-a descoperit taina crucii Mântuitorului. Dar am văzut în mine, săptămâna aceasta, un lucru. Această umbră care domnește asupra crucii. Vorbesc despre ea și foarte greu mă entuziasmez în fața ei. Noi, prin modul în care suntem construiți, când ceva e foarte valoros, ne entuziasmăm imediat. Da? Când ai primit pianul Yamaha, eu nu ți-am mai dormit puțin așa, doar ca să ai energie să te mai duci un pic la pianul respectiv. Lucrurile care au valoare pentru noi, ne stănesc emoțiile, timpul, energia, toate lucrurile, tot, tot ceea ce ține de noi, ne focalizăm pe acel lucru. Dacă crucea Mântuitorului nostru este ce-a avut Tatăl mai bun, ce-a avut Trinitatea mai bun, dacă ar trebui, de ce? Acum știu că este un război spiritual și e mult mai ușor să te entuziasmezi de un pian decât de crucea Mântuitorului, dar cred că este și un pic de lipsă de preocupare pentru crucea Lui. În tabloul acesta, în versetul 32, este un detaliu foarte frumos. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Se pare că el venea de la câmp, era în treburile lui, un om simplu din vremea respectivă și din mijlocul frământărilor lui și în mijlocul preocupărilor lui cotidiene este așezat sub crucea Domnului Iisus. Florinei, s-a făcut un favor sau un mare de favor? Te-aș plăcut să fii în locul lui? Te-aș plăcut. David. Ți-aș să fii în locul lui Simon? Nu știu. Depinde cum vezi. Imaginea este prezentată nu foarte atractiv. Dar când ne gândim că crucea Mântuitorului este cel mai frumos lucru și Simon a fost adus, adus în inima celui mai frumos lucru, asta înseamnă că din perspectiva cerului i s-a făcut cea mai mare Onoare! A fost așezat la spectacolul numărul 1 al veșniciei, în primul rând, pus acolo aproape de actorul principal, să-i simtă răsuflarea Mântuitorului, să-i vadă sângele cum curge, să-i vadă privirea plină de dragoste pentru toți ceilalți, să audă predica lui pe care a rostit-o femeilor. Și Simon, deși pare unul care este rupt de ale lui și este defavorizat față de toți ceilalți, primește cea mai mare onoare și anume să simtă acest moment important din rândul întâi, să fie aproape de Mântuitorul în rândul întâi. Dragii mei, drumul către Tatăl s-a redeschis, învierea din morți devine o certitudine, fiii se pot întoarce acasă, dar pentru ca toate aceste taine să strălucească în mintea noastră tot mai mult și să ne transforme viața tot mai mult, trebuie să ne așezăm în locul lui Simon. să-ți timp și să stai, să te uiți la crucea lui, să te uiți la lacrimile lui, la sângele lui, la corona lui, la haina lui stacojie, la rânile lui și astfel ființa ta să fie umplută de imaginea singurului moment frumos din veșnicie. Aș să ne ridicăm și să mai cântăm o dată sub crucea ta. După care, prin rugăciunile noastre, să mulțumim Domnului pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Să unim vocile sub crucea Mântuitorului nostru. Amin.